ce decât cu o mulțumire din suflet, da? Deci faptul că deci, prin acest eveniment, din punctul meu de vedere, nu ai mult altceva decât să dai o mare valoare a proiectului continuatorilor. Al doua mulțumire pe care vreau să ți-o adresez este că ai acceptat ca acest eveniment frumos, un eveniment din punctul meu de vedere de suflet, nu doar de spirit, nu doar de artă, a ridicat, așa cum am spus, proiectul Câmpina Artelor. Nu prea mă pricep în domeniul de pictură, însă sunt vrăjit și eu recunosc și spun direct în față. Sunt două piese care m-au lăsat efectiv pătruns de maestria cu care ai reușit să îți pui gândurile și spiritul în plan și pe pânză. Sunt bucuros și te felicit. Mulțumesc mult! Mulțumesc eu pentru invitație și sunt foarte, foarte bucuroasă că avem un asemenea primar pentru această corect. Acest proiect da, extraordinar care se numește Câmpina Artelor. De obicei vorbesc liber, dar pentru că sunt acasă și sunt la Câmpina, am niște emoții îngrozitoare și cred că dacă o să mă uit, cum mi-ar plăcea să mă uit la fiecare în parte, o să mă pierd. Așa că mi-am scris câteva lucruri pe care vreau să le spun. Sunt puține. Sau mă rog, nu știu, o să las și o să văd ce curge prin mine. Am ajuns aseară la Câmpina și ca să pregătesc tot ce era de pregătit. Și eu nu m-am născut în Câmpina, am venit aici la 14 ani, dar întotdeauna m-am gândit la Câmpina că este acasă la mine, că este orașul meu. La un moment dat m-a întrebat cineva, care este locul tău cel mai frumos, da, unde te simți tu cel mai bine? La Câmpina. La Câmpina, tot timpul e Câmpina, da. Și Alin face niște lucruri extraordinare. Noi avem un patrimoniu de aur, ar spune, cu Grigorescu și cu HT-ul. Adică aceste lucruri trebuie, acest trecut trebuie readus în prezent și exploatat. Este fantastic, adică ca o mină de aur, nu? Și atât de aproape de capitala țării și... Da. Și am plecat de aici, m-am dus pe jos acasă, ca să-mi liniștesc mintea și nu știu, oamenii, cei care locuiesc în Câmpina zi de zi, dacă vă dați seama unde trăiți, este o energie atât de blândă, atât de bună, de așezată, de... da, mă rog, asta a fost așa. Să vă spun câteva lucruri despre... această expoziție. A fost la București, acum a început să se plimbe prin țară. Este parcursul meu, este călătoria mea prin acest viață. Da? Este un parcurs cu de toate, cu bune, cu mai puțin bune, un parcurs inițiatic, unde se întâlnesc tot felul. Este scrisă, o să vă rog, o să vă invit pentru cei care m-ați făcut-o să citiți tot ceea ce de aici începe. A, se continuă. De ce trandafirul? Și ce este cu acest trandafir? Da, mi l-a adus mama mea a doi. Vedeți că plâng acum și asta este, că suntem oameni, nu? Și nu suntem mașini, dar... Cum mi l-a adus așa, exact cum... Așa s-au aranjat energiile și sufletești și spiritual. Da. Vedeți cum, de fapt, acum totul vine așa natural. Și foarte bine, e foarte bine. Trăirile sunt cele mai importante. Pentru că este vorba de mama mea doi.
M-am gândit întotdeauna că dacă o să fac, dar apoi nu știam cum să procedez și dacă o să fac o expoziție la Crâmpina și aș vrea să ne amintim puțin de fostul meu soțu, care nu mai este printre noi, pe care l-am iubit enorm și să păstrăm așa un moment cu el, pentru că a fost unul din pilonii acestui oraș. Și nu cred că există persoană în Câmpina care să nu fie auzit de domnul Blanc. Da, toată lumea, toți cei care au trecut prin școală, de la el. Așa, să depășim momentul. El este în altă dimensiune și e de față și da, aude și simte. Da. Trandafirul pentru mine este floarea cea mai frumoasă care există pe pământ. Eu iubesc toate florile, fără excepție. Însă trandafirul are ceva ce la un nivel leagă cele două lume. În primul rând, așa cum am scris și acolo, dacă ne uităm în el, deci toată mișcarea aceasta circulară, tot infinitul, este tot ceea ce există. Da. Și el a crescut în mine și tot creștea și tot creștea, adică, da, până când acum a fost gata să se manifeste și în această formă, că s-a mai manifestat în forme diferite. Ok, alături de mine este Alexandra Moraru, ea reprezintă artizanii olfactivi, este, da, o să povestească, ea susține, este întotdeauna alături de mine și Valentina, colega cealaltă a noastră, lucrează acum, lucrează în București mereu, dar lucrează, s-a redeschis în TVR Cultural și este foarte, foarte prinsă. N-a putut să ajungă, dar a trimis o ciocolată fantastică, ciocolată cu trandafir, deci vă rugăm să... Să nu ratați, să gustați măcar o bucată. Da. Continuă. Da. Prezența mea aici, alături de Agata și în general a celelalte ediții de expoziții pe care le-a avut, sunt de a completa cu o parte olfactivă ceea ce a pus ea prin culori, ceea ce a adunat și a așezat prin imaginația și prin talentul ei artistic. Și de aceea vă invit în partea mea din spate să vă opriți câteva minute și să vă arăt câteva parfumuri care completează și cumva ne place să ne jucăm cu toate simțurile, dacă avem tablourile care ne face să visăm și să călătorim și parfumul are această proprietate sau acest element pe care ne-l poate insufla în spirit, în minte și atunci, practic, ceea ce se întâmplă astăzi aici și ceea ce, oricum, vă invită, cine invită Agata să facem, e să călătorim, să ne uităm în interiorul nostru și să vedem unde anume transpune mintea, sufletul. Apropo de parfumul, știți că mulți oameni de-a lungul istoriei s-au îndrăgostit de altă persoană datorită parfumului. Da, asta este. Asta. Și că în culturile orientale, de exemplu, mirosul pe care mama îl simte când își ia prima dată copilul în brațe este definitoriu pentru tot restul vieții. De aici și cultul pentru mame. Și copilul, recunoaște mama prin parfumul când ajunge să își dezvolte toate celelalte simțuri cu adevărat, sau, mă rog, să le dezvolte la adevărata capacitate. Și da, mirosul e o conexiune foarte importantă și interumană și prin miros, chiar dacă ne dăm seama sau nu relaționăm sau ne conectăm mai bine sau mai puțin bine cu oamenii din jur. Avem acea legătură chimică, avem așa exact lucrurile pe care nu le putem explica, dar putem să relaționăm mai bine. Și totul se corelează undeva și prin miros. Și suntem întotdeauna fascinați de un anumit parfum, de anumită aromă conectată cu o persoană. Sau un anumit parfum poate aduce aminte de o persoană dragă, de o persoană care e departe, de noi și să simțim că totuși prin acel parfum e un pic mai aproape. Așa că o să las mai departe, că nu pe Agata dacă are ceva să mai zică, sau să ne mai plimbăm. Nu, asta este, eu vă invit să te întreb o chestiune. Când a fost prima expoziție ta? În 2007. Și ai ținut unde? La București? La București, dar toate expozițiile, cele 8 expoziții,
Așa, că următoarea întrebare era și câte sunt haumeni a noua pe 9 decembrie. Da. Nu a fost doar la București. A fost și la când e deschis, Câmpina Artelor, da, da. Care la fel a fost un succes și la Tunițăție și încă o dată mulțumim. Și apoi a fost într-o o vizită, expoziția, și nu m-am gândit niciodată că se va întâmpla așa ceva la Spitalul Boila. Da, pentru mine a fost extraordinar. Eu când eram mică mergeam la Spitalul Boila, aveam o prietenă care lucra acolo și eram foarte afectată de toți oamenii mai departe și mă uitam la ei, de multe ori mă gândeam că n-au ce să caut acolo, că nu sunt înțeleși, că au nevoie de iubire și așa mai departe. Că, mă rog, se dau pastile multe și când tablourile mele s-au dus acolo să ajute, am zis e parte din misiunea vieții, este da, îndeplinită. Ce zici, așa să ajung să citesc ca un copil.